Salutare! Dacă ești serios și hotărât să devii stăpânul minții tale, atunci trebuie să vezi acest clip. Dacă vrei să fii din nou sănătos, fericit, bucuros, liber, relaxat și calm, acest clip este pentru tine. De-a lungul anilor, mai precis al ultimilor 6 ani, am învățat să experimentez diferite tehnici care au condus la încrederea în sine și mi-au permis să depășesc o minte agitată, furtunoasă și nebună, care mă bubuia din ce în ce mai tare și mai des. Da, stări destul de nașpa, anxietate, depresie, chiar și atacuri de panică destul de puternice și dese. Această depășire a minții mi-a adus libertatea, capacitatea de a trăi totul și total în prezent, nu într-o capcană conceptuală, simțindu-mă dezamăgit după ce așteptările mele nu se adevereau. Deci, vorbind din experiență directă, din trăire pură, vă pot spune că lucrul cu tehnicile de respirație conștientă sunt cheia principală către fericire, cheia esențială către sănătate, longevitate și către accesarea stărilor alterate de conștiință. Știința a venit să susțină ceea ce înțelepții afirmau cu secole în urmă. Munca cu respirația și abordarea meditației ne pot permite o transformare radicală atât din punct de vedere psihic, cât și psihic. Așadar, vorbim despre știință pură. Date exacte, concrete, biologie și anatomie. Nu este loc de îndoială. Atenție! Pe scurt, vă pot spune că orice stare interioară este direct influențată de o anumită balanță hormonală. Repet, anatomic vorbind, sistemul endocrin, în mare parte format din rinichi, suprarenale și hipofiză, mai sunt și altele, dar nu intrăm în detalii, acest sistem endocrin răspunde direct de stările tale emoționale. Perfect. Până aici e foarte simplu, nu? 1 plus 1 egal 2. Nu e nimic care să ridice un semn de întrebare. Este știință pură. Atenție mărită, din nou. Indiferent de ce vă spun ceilalți, stările voastre interioare, indiferent de cum sunt ele, au la bază, ca și fundație, dacă vreți, o anumită balanță hormonală. O anumită formulă chimică. Formată din anumiți hormoni. Tot minunata știință ne-a arătat în 2019 că putem accesa și influența acest sistem endocrin, deci mai direct ne putem schimba balanța hormonală. Cum credeți? Uimitor. Prin respirație. Așadar, accesând sistemul endocrin printr-o anumită tehnică de respirație, îți calmezi emoțiile în urma secreției masive de dopamină și oxitocină, cunoscuți ca și hormon ai fericirii. La această combinație se adaugă și serotonina și melatonina, facilitează trecerea sistemului nervos în mod parasimpatic și favorizează ieșirea din starea de panică și depășirea blocajului.
declanșând ample procese de vindecare. Am mai vorbit despre aceste aspecte cu mai multe detalii într-un clip mai vechi și mai lung, al cărui link îl voi pune în descrierea acestui material video. Iată deci cum rezolvăm simplu simptomele la nivel de corp, da, simptomele anxietății, depresiei, atacurilor de panică, simptomele fricilor, stărilor astea nașpa, simptomele dezamăgirilor, dacă vreți, și toate chestiile de acest gen interior. Vorbim despre chimie pură, indiferent de ce vă spun ceilalți, meditațiile, toate chestiile astea, nu zic că sunt proaste, dar aici vă vorbesc de chimie pură. Atenție! Anxietatea tratată greșit creează și mai multă anxietate. Bineînțeles, cauza fricii și a anxietății, a depresiei și atacurilor de panică este la nivel de minte. Aici și intră lor în rol meditația despre care vă vorbeam mai devreme și v-am tot vorbit prin clipurile mele. Sigur, un aspect foarte important. Atât respirația, cât și munca cu respirația conștientă, asociată cu anumite exerciții fizice ușoare, menite să deblocheze energia stagnantă la nivel de corp, atenție, da? La nivel de corp, toate astea ajută clar, mă repet, dar o fac intenționat, științific dovedit, ajută la eliminarea zgomotului mental, la trâncăneala asta neîncetată a minții, aducându-ți o mai bună stare de sănătate, fericirea și liniștea interioară mult dorită. Dacă înveți cum să respiri, dacă vii să te învăți cum să respiri corect, cum să-ți controlezi respirația și să o conduci, înveți cum să reduci stresul, să-ți sporești atenția și să-ți fortifici sistemul imunitar. Respirația nu este doar pentru a te hrăni cu oxigen. Ea are puterea să te vindece de minte și de corp. Chiar și viața noastră începe cu o inspirație și se termină cu o expirație liberatoare. Totul începe cu respirație. Respirația optimă, diafragmatică, este un element foarte important în curățarea de toxine fizice și mentale. Nu-ți vorbesc despre tehnici clasice de respirație conștientă și de meditație. Tocmai din acest motiv nu-ți pot explica sau spune aici sau înscris pe Facebook, mai rău, despre aceste tehnici. Trebuie să ți le arăt direct. Te invit la cabinet sau online în ședințe individuale sau poți lua parte la evenimentele noastre de pe Zoom. Evenimente care au loc în grup mai mare. Următorul eveniment de acest gen are loc pe 22 martie, ține 7 zile, o oră pe zi și ești binevenit să practicăm împreună. Aceste tehnici despre care îți vorbesc te vor învăța să dezvolți și să menții o respirație profundă, amplă și sănătoasă, transformându-ți întreaga fiziologie, minte, corp. De asemenea, vei dobândi abilitatea de a experimenta claritatea mentală, dincolo de munca cu respirație și dincolo de sesiunea de meditație. Sigur că da. Este exact așa cum îți spun, în viața de zi cu zi. Însă, nu fără efort. Toate acestea vin în urma unui demers personal susținut de o voință proprie puternică. Altfel nu funcționează. Nu funcționează, cum ți s-a mai spus, cum spun ceilalți, cum spun foarte mulți, din confortul canapelei tale, cu telefonul în mână, cu țigarea în gură, cu farfuria plină, cu stomacul plin. Nu merge așa.
cască ochii, respira adânc și până data viitoare, stai fără gânduri.